Ion Ștefăniță, fost director interimar al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, președintele Organizației Teritoriale a Chișinău a Partidului Mișcarea Respect Moldova, este candidatul formațiunii la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Candidatura sa a fost anunțată într-un briefing de presă organizat la porțile orașului Chișinău, în grădina de la satul muzeului. Reprezentanții formațiunii politice din care face parte Ion Ștefăniță au enumerat mai multe calități care spun că îl recomandă pe acesta la funcția de primar general al municipiului Chișinău. În cadrul prezentării candidatului Ion Ștefăniță la funcția de primar general al capitalei, reprezentanții formațiunii din care acesta face parte, Partidul Mișcarea Respect Moldova, au declarat că anume Ștefăniță este acea persoană integră, un bun gospodar, acel specialist care poate asigura municipiul Chișinău cu tot de ce are nevoie. Într-un moment în care orașul nostru se confruntă cu diverse provocări, avem nevoie de un lider cu autoritate, un lider cu viziune, cu integritate și profund angajament pentru tradițiile și valorile noastre naționale. Ștefăniță a declarat la rândul lui că în calitate de prioritate și-a setat restaurarea Chișinăului, lucru pentru care a spus că va colabora cu experți străini. Chișinăul are o istorie, are un potențial pentru dezvoltarea lui durabilă. Chișinăul poate deveni un oraș înțelept, iar pentru aceasta sunt motivat să pornesc o clacă urbană. Și în această clacă urbană sunt bineveniți toți, de la stânga la dreapta. Ion Ștefăniță, candidatul Partidului Mișcarea Respect Moldova, condus de fostul democrat Eugeniu Nichiforciuc, este istoric și fost șef al Agenției pentru Protecția Monumentelor. A fost demis în 2021, după 12 ani de activitate, după ce a acuzat presiune asupra sa din partea Ministerului Culturii și a deputatei PAS Liliana Onofrei Nicolaescu, acuzații respinse de parlamentară și descrise ca fiind aberații. Până acum, mai multe formațiuni politice și-au prezentat candidații pentru fotoliul de edil al municipiului Chișinău. Pretendentul PAS este Lilian Carp, iar cel al Partidului Coaliție pentru Unitate și Bunăstare, Ion Bulgac. Platforma DAL a propus pe Victor Chironda, iar Partidul Liberal îl va susține pe Ion Purice. Președintele Partidului Puterea Oamenilor merge în alegeri cu Ruslan Codreanu, iar Vadim Brânzaniuc este candidatul Partidului Social-Democrat European. Pretendentul la fotoliul de primar al municipiului Chișinău al Partidului Acasă Construim Europa este Tatiana Bordăianu. Din partea Mișcării Social-Politice, Liga Orașelor și Comunelor va candida Mihail Bagas. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova l-a desemnat pe deputatul BCS Adrian Albu, iar candidatul Partidului Acțiunii Comune Congresul Civic este Mihail Poleanski. Deocamdată, actualul primar Ion Ceban nu a anunțat dacă va pretinde la al doilea mandat, deși anterior a declarat că intenționează să participe la scrutinul din toamnă. De menționat că alegerile locale generale urmează să se desfășoare în această toamnă pe data de 5 noiembrie. Potrivit CEC, scrutinul va costa bugetul de stat în jur de 178 de milioane de lei.